La 155 de zile de la începutul invaziei, rușii au capturat a doua cea mai mare centrală electrică a Ucrainei. Bombardamentele continuă și ele. Zona de sud a Ucrainei a devenit acum centrul de interes pentru ruși. Forțele ruse au distrus de asemenea o bază militară aflată în apropiere de Kiev. Rușii au tras numai puțin de 6 rachete de croazieră asupra unității militare. Forțele ruse au capturat a doua cea mai mare centrală electrică a Ucrainei. Informația a fost confirmată și de către Ucraina. În cel mai recent mesaj al său, Volodymyr Zelensky a anunțat că țara se pregătește să-și sporească exporturile de energie electrică pentru a ajuta Europa. Війну ми забезпечили рекордний термін приєднання енергомережі України до енергосистеми всієї Європи. Наш експорт дозволяє нам не тільки мати валютну виручку, але й допомагати нашим партнерам вистояти проти російського енергетичного тиску. Acest lucru duce Ucraina și mai aproape de Uniunea Europeană. Щотижнево посилюємо нашу державу, щотижнево робимо речі, які зближають нас з Європейським Союзом і щотижнево забезпечуємо додаткові сили, щоб протистояти Росії. Între timp, cel puțin 10 rachete rusești lansate de pe teritoriul Belarusului au lovit regiunea Cernihiv, conform oficialilor ucraineni. Au apărut de asemenea noi informații referitoare la pierderile rușilor. Cel puțin 75.000 de ruși ar fi fost uciși sau răniți din 24 februarie. În Harkov, cel puțin 3 civili au fost răniți în urma bombardamentelor rusești. În Donetsk, un depozit de mașini a fost incendiat. Kievul a anunțat că forțele ucrainene au respins ofensiva rușilor în Bahmut, iar conform Marii Britanii, Ucraina a lovit cel mai important pod de peste Dnipru, pod care asigura aprovizionarea armatei ruse. Acum, rușii din Herson ar fi izolați, iar armata vulnerabilă. La scurt timp însă, Rusia a susținut că afirmațiile privind reușitele contraofensivei ucrainenilor nu sunt altceva decât minciuni. Chiar și așa, Kremlinul a început să-și redirecționeze trupele înspre zona de sud a Ucrainei.